Considerat unul dintre pionierii muzicii rock and roll, Jerry Lee Lewis s-a remarcat în special datorită vocii puternice și a maestriei cu care cânta la pian. Show-urile sale, mult gustate de public, în care deborda de energie, i-au adus porecla de The Killer. Născut la 29 septembrie 1935 în Ferriday, Louisiana, într-o familie modestă, Jerry Lee Lewis a început să cânte la pian alături de doi verișori. Părinții săi au ipotecat ferma pentru a-i putea cumpăra acest instrument muzical. Inițial a interpretat muzică religioasă, apoi treptat a trecut la rock and roll, un gen muzical la modă în anii 50. De asemenea, acesta a fost cunoscut și pentru contribuțiile aduse muzicii country. Pentru a se putea întreține, cântă în cluburi și, după mai multe eșecuri, este acceptat de casa de discuri Sun, cu care va avea o colaborare îndelungată. A cântat împreună cu artiști uriași precum Elvis Presley sau Johnny Cash, iar interpretarea dinamică la pian l-a transformat într-o vedetă. Viața personală turbulentă i-a afectat imaginea și cariera, artistul american ajungând să cânte din nou în baruri și cluburi mici cu onorarii infime față de concertele grandioase plătite cu $10,000 pe noapte. A avut însă puterea să revină în lumina reflectoarelor, fiind popular atât pe continentul nord-american cât și în Europa. Don't put no headstone on my grave. All my life I've been a slave. I want the whole wide world to know. Inclus încă din 1986 în Rock and Roll Hall of Fame și aflat pe lista celor mai buni artiști ai tuturor timpurilor, Jerry Lee Lewis a avut o carieră impresionantă, întinsă pe durata peste 6 decenii. Artistul american a decedat anul trecut la 28 octombrie.